Domnilor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport, suntem la Indagra, suntem la standul Agro TV. Discutam până să poposiți dumneavoastră la noi să luați loc despre registrul genealogic, despre COP, pentru că nu trebuie să ne ascundem, o știe toată lumea, au fost foarte multe discuții. Discuțiile au căpătat și o altă turnură, ăsta e adevărul adevărat și trebuie să-l spunem, pentru că ăsta este rolul nostru al presei, să vă facem cunoscut adevărul. Discutam și despre SCZ-ul ăsta, doamna Mândruța Mitru, cu dumneavoastră, înainte de publicitate, și începusem așa să lămurim câteva lucruri pentru a ști toată lumea care este adevărul și cum stau lucrurile în ziua de astăzi. Da, nu știu, să încerc așa să se etapizez un pic ce se întâmplă cu animalul până ajunge în registrul genealogic, dar cred că întâi trebuie să spunem așa, că SCZ-ul se acordă într-un cadru legal, că acest cadru legal este stabilit până în 2020 și că nu poate fi modificat. Deci de aici încolo nu mai putem să facem nimic decât să căutăm să ajungem la el, să căutăm să-l accesăm fiecare dintre noi crescătorii, să căutăm să îndeplinim condițiile pentru a intra în control oficial și în registrul genealogic ca să putem accesa la un moment dat o formă de, sau să achiziționăm animale de reproducție. Ce spunea Iancu înainte, că noi nu am fost de acord, ei sigur nu au fost de acord cu forma de producție a SCZ-ului, cu faptul că fermele din afara registrului genealogic sau din afara activității de selecție au fost beneficiare ale SCZ-ului, având pentru femelele lor masculi cu certificate de origine. Ei spun că îi pândesc două pericole. Unu, faptul că mulți crescători vor spune de ce să mă supun rigorilor controlului oficial, de ce să mă supun rigorilor înscrierii într-un registru genealogic când este simplu la îmi voi cumpăra 5 berbeci cu origine și îmi încasez cota mea de SCZ. Și așa, pornind de acolo, oamenii vor pleca din controlul oficial. Cred eu, și atunci toate se înlănțuie într-un fel, vor cumpăra berbeci cu origine cât sunt, se vor cumpăra toți și când nu se vor mai găsi, vor aduce din afară. Și atunci există un risc, ce facem cu ei? Pentru că ei vin, sunt din rase care nu au registre genealogice în România, nu știu cât progres genetic duc în populațiile unde duc, fiindcă cât de compatibili sunt. Da, asta vreau să spun. S-au născut situații hilare, au adus din țările vecine berbecuții, atât aveau certificat de origine la ele, important era că și-au luat SCZ-ul, dar în niciun caz nu putea să monteze o țurcană care e atât. Deci există un pericol, schema de producție a SCZ-ului aduce un pericol. Pe de altă parte, a fost gândită ca o promotoare a progresului genetic în fermele de producție. Adică ne-am gândit un berbec cu origine dus într-o fermă de producție va duce performanță, dar el aduce, are și niște capcane, să le zic. Are o față ascunsă, schema asta de producție. Iar schema de ameliorare este simplă, am spus, animale înscrise în COP, trece anul de producție, se duc în registrul genealogic. M-ați întrebat la un moment dat și o să închei repede ce este acest registru genealogic. Acest registru genealogic este o bază de date. Și acolo se înscriu animalele dintr-o rasă cu părinții și bunicii, cu ascendența lor. Trebuie să le urmărim ascendența. Permanent trebuie să știi despre fiecare animal de unde vine el, pe ce filieră a venit, ce performanțe au avut înaintașii lui, ca să știi la ce te poți aștepta de la el. De asemenea, pe descendenții lui îi raportezi la contemporanii din aceeași populație. Vă spuneam că e un pic complicată munca asta de selecție, dar am profesioniști și în stânga și în dreapta mea care o fac chiar cum trebuie. Chiar cum trebuie. E și un motiv pentru a susține, practic, acest program de ameliorare prin sprijinul cuplat zootehnic. Până la urmă, e o cerință care
vine în sprijinul celor care își doresc într-adevăr performanță. Politica aceasta nu este făcută de organizațiile profesionale. Ea a fost gândită la nivelul Uniunii Europene de cele 28 de state și care, sigur, România, prin cerințele care au fost la vremea respectivă, s-a încadrat exact în acest program și este unul benefic. Practic, sectorului ovin și nu numai, vorbim în general de zootehnie, dar faptul că an în șir fermierul ne spunea nouă, vorbim de cei care reprezentam sectorul la nivelul Ministerului Agriculturii, ok, noi ne supunem rigorilor legislației privind programul de ameliorare al unei rase pe care o creștem. Dar care este avantajul nostru? Bun, până a învăța, până a introduce în cultura aceasta pe fermierii care până acum au crescut animalele tradițional, în mod rustic sau, eu știu, comercial, sigur era, întrebarea era evidentă. Și atunci a fost benefic, practic, măsura aceasta pentru ca fermierul care și-a supus unei anumite activități, unui anumit stres, unei activități suplimentare în ferma proprie față de cel care face o activitate comercială, era normal să simtă un sprijin din partea statului. Pentru că noi, având în vedere că fac parte și din structurile profesionale ale organizațiilor care reprezentăm sectorul ovin, sunt și fermieri în același timp. Putem sau înțeleg faptul că o astfel de măsură nu face altceva decât să-l încurajeze pe fermierul respectiv de a-și supune animalele unei activități de control oficial al producției în vederea obținerii unor rezultate care, într-o etapă următoare, se va reflecta în buzunarul propriu. Poate în prima fază nu înțelege acest fenomen, dar în faza a doua, cu siguranță, când va vedea că pe o anumită producție, că vorbim de producție de lapte, carne sau, eu știu, pelicele, crește cantitativ, indiferent de situație, sau calitativ în același timp, sigur că toate acestea înseamnă un venit în plus pentru fermierul român. Ăsta a fost principiul pentru care s-a declanșat acest program privind sprijinul cuplat zootehnic. Și, vă rog, și cu toate astea s-a declanșat și un război între anumiți fermieri. Nu, haideți să nu. Deci aș vrea să stau de vorbă. Ieri m-am întâlnit cu ei și i-am invitat la cafea. Aș vrea să stăm de vorbă. Aș vrea să le explic, să înțeleagă că nu se mai poate face nimic. Că acest cadru legal este stabilit până în 2020. Nu putem să-l exu, nu ieșim din el. Deci până în 2020 nu mai avem ce să facem. Ei pot să vină în munca de selecție sau pot să-și achiziționeze mascul cu origine. Au două situații, au două variante în care ar putea la un moment dat accesa acest CCZ. Hai problema să lămurim este, altceva. O clipă, vreau doar să spun un lucru. A avut și SCZ-ul ăsta partea lui Rea, pe lângă multele părți bune. Eu zic că cele 80% este bun. Ce este partea Rea? Pentru că o parte dintre crescători sunt fixați pe acest lucru, pe acești bani. Și aș vrea cu fiecare să eu vorbesc mereu cu domnii președinți și îi rog mereu să meargă la crescători și să le explice că munca de ameliorare este ca un proiect, că îl pornim împreună astăzi și că rezultatele le vedem cam, eu zic, minim 5 ani. Nu se vede mai devreme. Este un proiect. În timpul ăsta crescătorul suportă singur, suportă financiar, asociația trebuie să aibă forța de muncă necesară ca să dezvolte acest proiect. Și de aceea SCZ-ul a venit, asta este partea nemaipomenită, că a adus banii ăștia pentru a derula niște proiecte pe fiecare rasă de ovine din România. Voiam să vă completez pentru faptul și să-i dăm cuvântul și domnului președinte. Dar vreau să vă completez doar un singur lucru. Nimeni, dar nimeni niciodată nu i-a oprit pe niciunul din fermierii din România crescători de ovine, sigur, în condiții respectării unor criterii de accesare a sprijinului cuplat zootehnic, să o facă.
Deci nu i-a oprit nimeni. Doar din punctul meu de vedere, cei care răuvoitori sau indolenți sau, eu știu, relaxați sau nu și-au, n-au avut cunoștințele necesare, da, doar să spun, poate obține, nu au știut. Poate, dar noi le stăm la dispoziție, deci, de fiecare tot dragul dată. Trebuie să înțeleagă că au două variante de a accesa SCZ-ul. Anul acesta pentru intrarea în COP este târziu, a trecut monta, îi așteptăm de la anul. Sau vreau să mai completez un, singur lucru și după aia să-l lăsăm și pe domnul Ovidiu. România se află pe locul 3 la nivelul european ca și efectiv de ovine. Dacă am prin această măsură, care din punctul meu de vedere este una foarte bună, reușim să îmbunătățim din punct de vedere calitativ și cantitativ producțiile, avem toate șansele ca în politica următoare să fim pe primul loc la nivelul europene. Eu nu înțeleg cine și cum are interesul de a frâna această activitate în ideea de ce nu ne doresc și noi să fim undeva lideri europeni. Practic este sectorul ovin cu potențialul sau în agricultură, vorbim în special de zootehnie, ovinele au potențialul cel mai mare de a deveni lideri europeni în momentul de față. De ce nu o facem? Și asta a înțeles și domnul ministru. Asta a înțeles toată lumea. Că pe lângă efectivele care le avem, în mod cert trebuie să îmbunătățim producțiile, să mergem pe performanță și vă garantez că în cel mai scurt timp vom ajunge lideri europeni. Domnul Cioran. Colegul meu și doamna director au spus aproape tot, dar eu m-aș duce înapoi în timp și aș lua-o de când am început eu personal selecția. Când ați început? Selecția am început-o în 1987. După adică ce acum 30 de ani. Da, acum 30 de ani, când după ce m-am eliberat din armată, am terminat liceul silvic, dar ovinele, oile au fost mai dragi ca pădurea. În toamna acelui an, în 87, nu, în toamna anului 88, pot să vă spun că împreună cu tata meu am tăiat toți berbecii primăvara, să fim siguri că în toamnă, neavând cine ne monta oile, schimbăm berbeci. Și ne-am dus într-o zonă a județului Alba, noi eram cu oile în 88 în Balta Ialomiței, pe malul Dunării. Ne-am dus în zona Alba, unde țurcana de munte persista foarte bine într-o rasă mult mai frumoasă ca ce aveam noi, că și noi tot, și tata tot țurcan avea. Bătrânii noștri spuneau așa, bă băieți, în timp sângele trebuie schimbat, pentru că ei nu rosteau cuvântul consangvinizare, ei spuneau dacă se înrudesc la sânge, oile nu mai cresc. Acum, dumnealor au vorbit tehnic. Sper că toți oierii noștri care se uită la emisiune înțeleg clar pe cuvintele noastre ce vreau să spun. De atunci încoace, domnul Ovidiu, sau în timpul ăsta nu era chiar așa mare nevoie de a schimba berbecii datorită faptului că oierii n-aveau 1000 de oi. 1000 de oi aveau 5. 7 inși. La noi în sat, la Vaideni, se practica transumanța în totalitate. Plecau toamna și se împreunau 5 oameni care, spuneau voi până la primăvară, care iernau toți. Ce se întâmpla în acea turmă? În acea turmă, berbecii mei ajungeau să monteze oile colegilor. Berbecii colegilor montau oile mele și consangvinizarea, cuvântul consangvinizare, cuvântul modern din creșterea animalelor, era, consangvinizarea era evitată. Încet, încet, oierii s-au transumanță, n-au mai putut face, fiecare s-a dus către un loc stabil, aș putea spune că și-au vândut măgarii
ca să nu mai, că n-au mai avut nevoie de ei și cei care nu i-au vândut i-au priponit într-un loc și poate sunt de 20 de ani pe același loc și a început o problemă. Berbecii din oile mele montau tot oile mele. Bun, ajungând undeva în 2000, cu vreo 15 ani în urmă, prin 2000-2002, mi-aduc aminte că fostul director general de la ANZ, domnul Gheorghe Neață, prin nu știu cine a ajuns și a văzut oile mele. Și a spus, oameni buni, acest efectiv ar trebui să intre în control oficial. Eu atunci nu știam ce înseamnă control oficial al producției. Și am întrebat, domnule, ce e aia? Dumnealor a spus selecție. Gata, selecție, cuvântul selecție mi-a adus aminte de tot din spate. Bun, am făcut pași. Am intrat în al doilea an după discuția cu dumnealui. De atunci încoace, în continuu, am selectat. Și cred că oricine, în primii ani n-am trecut pe hârtie nimic, deci selectam noi după ochi. Dom'le, ăsta e berbecuț din oaia cu tare, ăsta nu mai trebuie, montează 2 ani, scoate-l, 3, cel mai rău caz, trebuie schimbat. Am ajuns să trecem această selecție, să începem să o trecem în registre, să avem o dovadă că cunoaștem originea unui mascul sau unui femele cu cel puțin 2 generații în spate. Nu spune nimeni că nu am fi greșit în completarea unor registre, dar în selecție n-am greșit, domnul Ovidiu. Și acei fermieri care au făcut selecție pe o perioadă când nu a venit niciun ajutor bănesc din partea statului, ăia au avut un microb mult mai mare în suflet și au dus-o cu puterea pe banii lor numai datorită dragostei de animale frumoase. Da, și atunci, am ținut să facem precizarea asta, să înțeleagă toată lumea cum stau lucrurile și de unde a început totul până la urmă. Da. Bun, eu, acum 10 ani, Federația Romovis 10 mai, a fost cooptată că trebuie să... ar trebui ca la nivel de federație să înființăm un registru genealogic. Toți membrii din Federația Romovis au spus, dom'le, cine are un specialist, cine, un specialist mai bun m-am dovedit că am avut eu la Arad. Și a spus, dom'le, uite, Aradul, Anezeu a spus, Aradul are un băiat care se pricepe foarte bine la selecție, din angajații noștri. Și atunci mi s-a dat, cu acceptul federației, mi s-a înmânat acreditarea pentru a conduce și a deține registrul genealogic la rasă țurcană. Domnul Ovidiu, e o durere mare am în suflet, nu că vorbește unul și altul și altul, durerea mare în suflet o am că 8 ani de zile n-am primit niciun leu de la nimeni. Am eliberat certificate de origine fără niciun leu la membrii Federației Romovis. Deci am dus-o pe puterea buzunarului asociației mele de la Arad, Păstorul Crișana. Nici o problemă. Au început de 2 ani să vină bani. Clar, în ultimii, să zic, în ultimii 6 ani, numai acei crescători devotați oii puternic, numai ei au mai rămas în selecție. În rest, ceilalți s-au retras, s-au săturat să mulgă oile, să le cântere lapte, să le măsoare laptele, să le cântere lâna, să pună fiecare tineret pe cântar primăvara la bonitare. Acum, eu mă bucur extraordinar de mult că prin sprijinul cu plazul tehnic vin niște bani într-un moment ce-i drept, într-un moment când oierii sunt sărași de bani. Pentru că la prețurile mielului de la limba albastră încoace, trebuie să ne aducem... În momentul de față vă acoperiți costurile de producție? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Din ce cauză? Un kilogram de carne finisat ne duce undeva la 8 lei, 8 lei 50, noi vindem cu 7, domnul Ovidiu.
7,50 lei. Și atunci ajutorul ăsta, e nemaipomenit. Ăsta vine să compenseze pierderea pe care o aveți. Este nemaipomenit. Salutăm o parte politica a Ministerului Agriculturii datorită faptului că nu i-a dat lui Cioranu, dacă are Cioranu 1000 de oi, i-a dat sprijin cuplat la 1000 de oi. Din contră, s-a dat prima dată până la maxim 600, de la 150 la 600, după aceea un an și un an de zile, sau nu, 2 ani și al treilea an, anul trecut, s-a revenit și am căzut de comun acord cu Ministerul Agriculturii, dom'le, hai să scădem, să poată intra cât mai mulți fermieri, să scădem la maxim 500. Am fost de acord. Ideea este ca să avem un anumit procent la nivel național în care fiecare exploatație să poată beneficia și să-și formeze acel nucleu de elită în vederea obținerii de reproducători care să poată transmite către celelalte exploatații în cadrul fermelor în vederea îmbunătățirii producțiilor. Este clar, e certă situație. Da, este o mare realitate. La Țurcană, la rasa Țurcană, avem femele înscrise în registru genealogic, dar nu avem acoperire de masculi cu certificate de origine pentru a monta în totalitate acest efectiv. Și Ministerul Agriculturii și cu ANARZU, cu ANZ-ul, au înțeles și le-am mai cerut 2 ani să ne permită ca produșii care cu origine cunoscută, sperăm și suntem mai mult ca sigur că în anul 2018 vom intra în linie dreaptă și aceste efective din control oficial, din secțiunea principală, să-i spunem, adică acele efective care au ajuns să aibă 2 generații cunoscute în spate, să poată să producă material de reproducție berbeci pentru tot efectivul înscris în registrul genealogic. Dar, repet, dacă ajungem și tindem către acel efectiv de 3.500.000 de capete, din nou ne este greu. Da, trebuie să lămurim un singur lucru. Noi ne-am propus întotdeauna foarte scurt, toți fermierii de a putea beneficia de acest sprijin cuplat zootehnic. Sigur, noi nu vrem să excludem niciun caz acele ferme producătoare de reproducători care să ne îmbunătățească producțiile. Asta ne dorim. Vrem fermele de elită să existe în România, să putem și noi să ne lăudăm către statele membre Uniunii Europene și nu numai, cu ideea că avem și noi performanță. Nu putem sta la nivelul, să spunem, anilor 1980. Bine, după 90 a fost situația declinul cel mai mare. Dar nu putem... Bun, haideți să luăm pauză. Vreau să-i mulțumesc doamnei director Mitru pentru faptul că a fost astăzi aici la Agricultura la Raport. Sper să fi reușit să-i convingem pe cei care urmăresc emisiunea noastră cum stau lucrurile vis-a-vis de COP, registrul genealogic. Da, ovina este un sector greu. Tehnologia de creștere este variată, i-aș spune, ca să nu-i spun grea. Mulțumesc frumos, trebuie să luăm publicitate. Da, mulțumesc, da, frumos. Okay. Și eu vă mulțumesc de invitație. Și okay. Ne revedem după câteva minute.